Marian este în direct chiar acum cu studenții de la construcții. Bună dimineața, Marian. Ce ai aflat? Bună dimineața, Răzvan. Suntem chiar în curtea Universității de Construcții București, unde Asociația Studenților, așa cum ai spus și tu, ei ies, au o campanie, ies și fac cumpărături pentru cei care sunt vulnerabili în această perioadă. Pentru bătrâni, părinți cu copii mici sau chiar pentru cei care nu se pot deplasa. Lângă mine este Camil, managerul acestei campanii. Bună dimineața, Camil. Vreau să te felicit pentru că deja v-am văzut în presă și se pare că funcționează foarte bine această campanie. Cum ați început? Bună dimineața. Noi am început local cu această echipă de la început, ei fiind studenții noștri, și ne-am extins mai puțin de 24 de ore în tot București, urmând ca în fiecare zi să mai adăugăm un oraș, două, fiind acum în 8 orașe. Am început de la nevoia, deoarece constatat în piața Obor de acum o săptămână, ieri seara s-a împlinit o săptămână de când am început această campanie, de nevoia de a ajuta bătrânii și persoanele în vârstă și cele vulnerabile să stea în casă, fiindcă ele sunt cele mai expuse. Uitându-ne pe statistici, vedem că deja la o vârstă de peste 60 de ani, mai mult de 15% din persoanele ajung la deces în urma infectării. Nu mai vorbim că acest lucru și blochează spitale, ci vorbim de 15% de deces, dar vorbim de toți care aproape toți au nevoie de spitalizare. Iar cunoscând capacitățile din România, dar de fapt nicio țară nu poate să susține asemenea capacități, ne-am gândit ce putem face noi, nu suntem medici, ce putem face noi ca să protejăm cât de cât spitalele să nu se ajungă la supracapacitare. Și atunci ne-am gândit să oferim posibilitatea bătrânilor care nu dispun de copii în țară sau alte lucruri, fiindcă ne contactează multe persoane din afara țării, copii care au nevoie pentru părinții lor, cum ce putem face noi pentru a-i ține în casă. Știm că noi avem o rată de a dezvolta complicații mult mai mică. Bineînțeles, după cum vedeți, lucrăm în fiecare zi, deși este din ce în ce mai greu să găsim pe piață materiale de protecție, să facem tot ce ține de noi pentru a ne proteja și voluntarii. O să merg acum să vorbesc cu o colegă de-a ta. Ea cu ce se ocupă? Colega mea este de la partea de preia apelurile, ea gestionează partea de apeluri, iar colegul meu Costică este cel care merge în teren, unul dintre colegii din teren. Perfect, felicitări încă o dată și merg mai departe. Bună dimineața, felicitări, vreau să-mi spui cum te numești și ce faci tu în această campanie. Bună dimineața, Felicia este numele meu, eu mă ocup de preluarea și repartizarea apelurilor. În mare, recomand tuturor celor care au nevoie de noi să-și pregătească din timp lista de cumpărături pentru a fi cât mai eficienți și pentru a nu ține linia ocupată. Toți cei care au nevoie de noi, de livrare de medicamente sau alimente, pot să ne sune la numerele de telefon afișate pe ecran sau pe site-ul asociației www.ascb.ro sau pe Facebook, la fel, Asociația Studenților la Construcții. Sună telefoanele? Sună telefoanele, să știți că... Care sunt, ce cer, ce cerințe sunt, ce produse? Alimente, cum ar fi făină, mălai, ulei și așa mai departe, dar foarte multă lume cere și medicamente care acum sunt de găsit. Bine, felicitări și ție, merg mai departe. Salut, bună dimineața, Marian, îmi pare bine. Salut. Am înțeles că tu mergi și te întâlnești direct cu cel care a comandat sau a cerut ceva. Da. Cum este? Ție nu ți este puțin teamă sau cum este întâlnirea ta? Din punctul meu de vedere, întâlnirea e foarte emoționantă, are un puternic impact emoțional. Nu mi este teamă pentru că, așa cum se vede cu toții, suntem foarte bine pregătiți, bine echipați, păstrăm toate măsurile de siguranță, avem permanent dezinfectant la noi, dezinfectăm pungile, pe noi inclusiv. Vă mulțumesc, cum vă mulțumesc cei la care mergeți? Care este reacția lor? Sunt foarte simpatici bătrânii în momentul în care ajungem la ei. Ieri am ajuns la o familie și în momentul în care ne-au văzut că ieșim de la lift, au bătut din palme și au spus: ați venit. Sunt foarte emoționați, ne transmit foarte multă energie pozitivă, iar de mulțumit pur și simplu nu au cuvinte să ne mulțumească pentru ceea ce facem. Familia ta ce spune? Familia mea, la început mama a fost puțin emoționată, vai ce faci tu acolo, dar văzând ceea ce facem și înțelegând că facem o faptă bună pentru binele tuturor, acum sunt de acord și chiar mă felicită. Perfect, felicitări pentru ceea ce faci. Acum o să mă întorc la Camil. Camil, aș vrea să te mai întreb acum la final, spune puțin, pentru că voi nu sunteți la prima campanie, deja acum v-ați adunat, sunteți cam 100 de studenți care faceți aceste livrări, nu? Exact, nu numai studenți, și antreprenori și tineri. Noi desfășurăm activități de peste 5 ani, această echipă, o bună parte, suntem de 5 ani. Noi mai facem și acțiuni sociale și cunoaștem viața din teren, adică pe lângă faptul că suntem la construcții și vedem exercițiile de intervenție, știm că lucrurile pot fi mai bune și e nevoie de voluntari și, de asemenea, noi am mai reușit să renovăm și anumite saloane. De exemplu, anul trecut am renovat două saloane și trei grupuri sanitare de la Spitalul de Arș și știm că capacitatea spitalelor noastre nu permite o extindere foarte mare și de aici colegii au conștientizat de la început și iar tinerii ni se alătură continuu. Avem o bază de date în care adăugăm fiecare voluntar și astfel reușim și în momentul
momentul de față pe București, cel puțin, putem să preluăm de 3 ori mai mult decât preluăm în momentul de față. Și suntem în extindere, dar echipamentele și resursele ne limitează foarte mult. De aceea trebuie să eficientizăm totul. Perfect. Acum vă lăsăm pentru că voi deja trebuie să treceți la treabă. Sună telefonul să vă ocupați de cei care au nevoie de voi. Exact. Felicitări și mult. Au început să sune. Felicitări și mult succes în continuare. Domnul Răzvan, domnul Dovani, cam atât de aici din curtea Universității de Construcții București și până una alta, să auzim de bine.